Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou clip din seama asta de GTA 5 online. Și asta o să vă arăt un loc unde să vă puteți duce să vă dați cu o motocicletă de genul sau poate și cu o mașină, chiar n-am încercat. Și unde să vă puteți duce să faceți curse între prieteni cu motociclete de genul. Să vă testați, să vedeți care e mai bun. Și ajuns să mergem acolo să vă arăt traseul. Mi-am pus checkpoint doar așa, pentru că oricum știam cam pe unde este, dar am zis să vedem și cum. Vedeți că astăzi suntem costumați așa perfect de enduro. Bam, 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 bam. Așa. Și nu, n-o să joc în first person, pentru că e greu. Și așa. N-am mai făcut de mult traseu, așa că, nu. Dacă vă place, uitați să apăsați butonul de like. Banau acolo. Noi ne continuăm aici drumul. Dar nu mergem și noi repede, adică eu nu vreau să fie foarte mult timp pe drum. Ca idee. Pare rău, scuze, v-am spus, sunt răcit. Și e extrem de nasol. Cam tuse asta. Grosnic, mă mănâncă toate după ce pușesc. Hai. Bun. Așa, așa. Aici. Bine, probabil unii îl știați, dar pentru cei care nu-l știți, vă arăt acum. Bine, asta nu cred că se începe de aici, așa. Deci vă puteți întrece, încercați sfat de la mine, încercați să luați curbele cât mai din scurt, că o să vă ajute. Gen, pe bune, chiar vă ajute mult de tot. Au. Și da, e greu să faci, adică nu știu că chiar bine să încercați să săriți pe aici, că nu toate săriturile sunt foarte bine făcute. Și de asta nu știu, e bine, cursa voi puteți să începeți de aici. Stați așa. Deci noi un mic mesaj de la Streamcraft. Mă contează, nu am parteneriat cu Streamcraft, aș vrea eu. Dar poate încercăm să facem și ceva live pe Streamcraft dacă vreți. Așa. Bun. Da, afară plouă, dacă mă întrebați, mai auziți picături de ploaie sau fulgere sau mai știu ce. Cursa începeți de aici, așa, bam, 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 frumos, dați încolo. Și cam așa e traseu, o să-l vedeți pe tot imediat. Mamă, dar îmi sare motocicleta asta. Vai de mine. Da, e greu să ții pe motocicleta aici. Mă ales dacă e motocicleta care are ceva putere. Trebuie să tot încetiniți, să puneți frână. Aici puteți să încercați o săritură. Dar nu prea mi-a ieșit mie. Și săritura din acest traseu aici, de chiar o puteți duce. Strude șmecher. Nu, și cam ăsta e traseul. Puteți să faceți ceva de genul 3 lepuri de genul și lepuri. Nu spun că știi, 3 ture, așa. Dar uite, puteți să faceți a doua tură, să o luați pe aici. Mam. Iar scuze din nou. Nu am ce să fac când îți vine, îți vine. Așa.
Ce a salvat pe aici. Al doilea lep. Și dacă vreți voi neapărat, nu știu, puteți să faceți ceva de genul la partea asta, aici, vă duceți așa. Și schimbați sensul. Ca să faceți invers. Asta vă arăt cam cum ar fi traseul invers, mă rog, eu am ales să încep așa că eu așa l-am făcusem mai de mult și na, așa m-am obișnuit. Încă, nu știu, parcă vezi curbele mai bine și așa parcă s-ar crea mult. Și chiar o să vă simțiți ca la enduro dacă jucați din first person, pentru că vedeți că vi se murdărește motocicleta, e noroi, e de toate. În stânga și pe aici pe jos. Și aici trebuie să aveți grijă, pentru că aici e greu să faceți, să nu cădeți. Nu știu, am mai căzut de uneori. Vedeți cum m-am dus, m-am dus bine acum. Dar poți să cazi super ușor acolo dacă nu ești atent. Și uite, mai aveți și aici o săritură. Dacă vă credeți în stare să faceți. Interesant traseu, până la altă dată, dacă v-a plăcut, un like acolo și noi ne auzim data viitoare la un nou clip de GTA sau habar n-am ce să apară data viitoare, sincer. V-am spus, filmez mai multe clipuri, o să apară și un vlog în zilele astea. Vreau să apară mai multe vloguri zilele astea, depinde când apare clipul ăsta, nu știu când apare. Nu știu dacă a apărut vlogul sau n-a apărut, anyway. O să fie un infoblog. Ok? No, cam atât a fost. Ceau, bă. Pa, pa.